Bună din nou! Astăzi vreau să încep o serie nouă de clipuri legate de configurarea unui router. De-a lungul timpului am discutat despre routere ca fiind cele mai bune din seria celor accesibile, făcând raportul între calitate și preț. Am vorbit mai întâi de IP Time, care era ok undeva prin 2009-2010. Apoi a apărut din spate Linksys cu un router home user făcut de Cisco. Însă, după ce s-a vândut partea de routere, au fost întrecuți de TP-Link. Găsiți și la mine pe canal câteva tutoriale utile despre TP-Link. Dar să trecem la cel mai recomandat router din perioada asta, fiind și cel mai inteligent raportat la preț. Degeaba vorbim de un Cisco de câteva milioane sau chiar zeci de milioane, că nu știu dacă aveți ce face cu el acasă. Bun, în acest capitol vorbim despre un MikroTik 951G, unde G-ul vine de la porturi de giga. După cum se vede, are 5 porturi, toate de giga. Oricare dintre aceste porturi pot fi folosite ca intrare, adică WAN, sau toate 5 porturi se pot folosi ca switch. Din setări se pot separa porturile astfel încât să ai un WAN sau chiar două porturi de WAN dacă ai doi provider de net, adică ai UPC și RDS. Astfel poți balansa traficul prin oricare din cei doi provideri sau vei avea net chiar dacă unul dintre provider nu funcționează. De exemplu, acum RDS oferă o bandă de 300 de mega la același preț cu cel de 100 de mega. De ce să nu profităm de ofertă? Însă exploatarea celor 300 de mega nu se poate face decât cu un router de giga. Iar dacă nu ne plafonăm la schimbarea routerului actual, veți avea parte de o navigare cu viteză mult mai mare și o stabilitate mai bună. Ca și descriere, după cum am zis, are 5 porturi de giga, are un procesor de 600 de MHz, are o memorie de 128 de RAM, are 4 antene interne pe banda de 2,4 GB, 2 antene pentru download, iar 2 pentru upload. Folosește protocoale wireless BGN. Are un port USB, deci se poate face un server FTP sau Samba. Ca și preț e în jur la 300 de lei, depinde de unde l-a achiziționat. Aceasta a fost doar o introducere. Voi reveni cu primul clip în care vă arăt cum găsim routerul în rețea, cum facem câteva setări de bază, adică conectarea la net, parolarea wireless-ului, închidem câteva porturi de acces pe router, cum ar fi Telnet, SSH, FTP, blocăm traficul din exterior pe porturile 53. Portul 53 este folosit pentru DNS, adică routerul în sine devine un server DNS care poate fi interogat de oricine din exterior. Așa, eu m-am trezit cu un trafic de vreo 80 de mega, nu mă cere DNS. Acestea fiind cele mai importante setări pentru început, așa că ne vedem în clipurile următoare.